Cioè, che adesso pompo un slot utilizzabile. Da, trebuie să o fi deschis manual, așa că e mai ușor. Omul după dacă mă deranjează. Putem ignora pe băiatul că nu ne ajută cu nimica. Oh. Ok. Încă un Lost Grace. Da, mai ieșim și afară. Și uita că mai există afară în jocul ăsta. A, fire, ar trebui să activez un pod cumva. Ok, nu pot folosi calul aici. Sunt ceva șopuri. What the hell e aia? Snakes! Snake person. A, grăzav iar-o de asta. Ne putem să o ignorăm. Am auzit ca un sunet de summoning sau de teleportare. Unul care aruncă cu mâzgă după mine. Gata, bă! A, n-am chei pentru ăsta aici. Bă, că aici îți trebuie ceva chei. Ăla vine după mine. Frate, serios? Chestia aia vine după mine? Poate intra. Oh! Încă o sabie de asta. Îmi place că ăștia nu-ți dă ea de piatră. Da, mă voi duce să iau chei după. Că știu că am luat toți merchant, că nu am cumpărat de la niciun merchant, cred că până acum chei de-le. În afară de cei de la round table, nu cred că am cumpărat în altă parte. Așteptam să fie ceva mai worth it pe aici. Earth 3 Seal. Să l-am văzut la foarte mulți care jucau Fate, căci că e mișto. A, ah, sus acolo se tot aude. Ok, putem ignora prostia aia acolo. Oh, e încă o de aia acolo. Albineric blood cloth. Nu știu la ce întrebe ăla. Evident! E scara acolo. Mamă! Din cauza că au așa de mult delay la atac, te pot prinde în orice poziție ești. Snake. E zona de Komodo hype aici.
Cred că e ceva înăuntru periculos. Nu zic ceva mișcându-se așa mai violent. Salbinuri-și de-aștia. Mamă, iese din ei laptele. Grav rău de tot. Laptele, da. Sosul de bărbat. Am urât mai sunt ăștia, mă jur, nu-i suport. Băieții larvă, că se mai suie și peste pe tine așa. Masă și sos de bărbat peste tot. Mai sunt? Oh, e un Grace aici. Îmi place setul ăsta, arată un prea șmecher. Oh, Snake Man. Sau Snake Woman, ca, na, n-am întrebat. Nu pot fi sigur. Ok, Altex proiectile. Adică nu pot să merg doar pe premisa că e ceva, nu? Ok, mai multă lavă. Chiar are nevoie de atâta multă lavă? Ok, prostiile astea mor în one shot. Ceva folositor pe aici? Nada. Oh, uite acolo e ceva. Au. Masacru de moluște din 76. Ok, e unul care dă cu bombe de la etaj. L-aș ruga să se oprească. Sau voi fi nevoit să chem autoritățile. Mor la gravitație. Mă, ce-ți mai place ție? Ce vrei tu să mor, mă, eu repede, a? Haide, domnule, mana bullshit. Lava Wyrm. Te distrezi tu acolo, bro. Ori vii la mine, ori nu. Interesant. Continuă. O să te ajungă bleed-ul ăla cândva. Easy. Oh, shit, loot acolo. Tu, dar asta era schema de speedrunning în Dark Souls 1 și 2 și 3. Foloseai un dagger, nu, în Dark Souls 3 era de fapt. Le foloseai dagger-ul pentru quick stepping. Dacă noi avem abilitatea asta pe katana.
Deci cred că acum poate să iau liftul celălalt. Oh shit, loot. Swimming in lava. Destroyed. Ok, hai să dăm asta unde duce. Sus ne-am dus? Sus ne-am dus. Nu suntem mult prea overlevel pentru zona asta. Eu nu zic acum că e giga ușoară sau ceva, dar... E ceva pe aici. Loot. Ce mai e și tu? Ah, Depths, de aia de Godskin. Șezi. Era asta camera de boss fight. Oh, e camera de boss fight. Încă un de-asta, man. Nu se mai opresc, frate, din a folosi același boss de 100 de ori. Insane. I'm stuck. Help me step, tarnish. Oh god, iar s-a îngrășat. Nu pot să mă mișc. Alo, ochii mei. Au. Te mori. Vale. Godskin Stitcher. Și Noble Presence. What is this? E o rapieră? Oh, e o rapieră. E una de-aia mare. Impaling Thrust. Oh, dă atacul lui. Era un great enemy. Dude, de asta e... L-au făcut gras pe tip. În mod indirect l-au făcut gras. The fuck e aia? Serpent? Am... Ce Dumnezeu? Ce e aia? E un fetus de șarpe. Ok, cui ar trebui să-l dăm pe ăsta? Cine vrea așa ceva? Nu mi-aduc aminte să vrea cineva așa ceva. What the hell? Romania. Era pentru șarpele de Volcano Manor. Care din ele? Care? Că sunt 100 de mii de șerpi. Pentru ce am venit? Începe să-mi placă Volcano Manor. Lava nu dă foarte mult damage. Mobii mor repede. Tone de șerpi. Simt ca acasă. Oh. Cred că trebuie două și nu știu dacă am două. Ah. Nu zic că asta e o scurtătură, că am să plâng. Oh god. Ce am deblocat? Oh my god. Chiar era necesar? Oh god, și dă unul cu magii. Fix ce-mi doream. Unde te duci acum? Ok, save. Nu, mă suge! I'm getting sucked and I don't enjoy it! Jesus. Seedbed Curse. Parcă am mai primit una de asta.
Yeah, am două. Curse grown on the body defiled by the Dung Eater. Oh shit, it's pentru Dung Eater. Asta e un sex dungeon în care nu cred că vreau să mai vin. Royal Knights Resolved. Asta știu că e ceva pentru speedrunning, iarăși. Oh, fuck, stai mă, așa. Ah, și asta te trimite înapoi în... Wow. Atâta drum pentru a ajunge doar la Manor. Ok, hai să batem dragonul. O să bat dragonul de pe pod. Ok. Unde era po... aici, uite-l. Prietenul meu dragonescu. O să vreau să stau pe cal pentru că pot încasa mai mult damage. Și-l folosim pe Ionuț pe post de momelă. Great enemy felled. A dragon heart. Nice. Ok, deci asta l-am distrusesem. Pe asta l-am distrus de aici de la copac. Altceva, aici nu e. Aici cred că mai era o peșteră, zicea unică, că e pe ăsta unde e curat Dan. N-am văzut nimic când am fost acolo. Rest am curățat. Cred că am curățat în mare parte tot ce era de curățat important. Oh, are aici? Mă lasă să intru acum? Cred că am fost aici, de fapt. Sau asta? Nu, asta încă nu e deschis. Deci asta cred că e alt boss aici pe care trebuie să-l batem. Și Chad, nu o să ziceți care, că altfel vă sparg. Ah, never mind, l-am bătut. Never mind! Cum te lași de aici? Nice! Ce coastline am făcut? Rani, am făcut Alufia, am făcut Aludi, am făcut Volcano Manor, jumate din questul lui tipa din Volcano Manor. Mult, nu mai țin minte exact ce. Aia lui Malenia. Cu sora sa. Sunt destule. Aici cred că ne dă cealaltă rună. Yep. Aici ca să putem activa runa lui Dorel ăsta nostru. A lui Godric. Să nu-l chema Godric, a lui Morot ăsta. A, e a lui Ricard ăsta. Bă, bune, Ricard avea aici? Ce-ți dă Ricard? Ia să vedem. Inventory. Restore HP upon attacking enemy. Oh, nu sună rău. Chiar nu sună rău. Chilea. Ui.
Aici noi trebuie să ajungem pentru Dung Eater, Runark. Deci Dung Eater zicea să-i distrugem corpul aici. Ok. E o opțiune. Trebuie să fie adus cineva niște vaselină, ceva. Pereți fake? Nope. Perete fake? Nope, ok, verificat. Oh, stai așa. Bine că am echipat asta până la urmă. Șobolani! Dar mă atacă, never mind. Am crezut că sunt șobolan pașnici, dar ghiși ce? Nu sunt. Acolo pare să fie ceva. Oricum, cred că suntem destul de overleveled să nu... nu luăm one-shot de la chestii. Decât dacă e vreo mecanică de one-shot. Ok, poison. Ok, o bestie pe jos. Stai așa. Hua! Au! Ăla părea puțin cam supărat. O, mai e încă unul. Nice. Mai e încă unul acolo, pe aici până am venit noi. Oh. Cannot be opened from this side. Nu, sunt mai mulți de ăștia. Stai așa să mă asigur că nu răsare vreo chestie de prin dreapta sau stânga. Ok, acolo pare să fie ceva. Chiar vrea să ne batem cu doi deodată. Oh, God, here we go. Anime battle aici, oh, fuck. Oh, save point. Am crezut că de aici am venit eu. Garam. Ok, deci avem o scară acolo unde putem să mergem. Aici nu pare să fie nimic. Aici? Nope. 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 Oh, stai așa. Deci acolo putem merge jos. Ok. Whee! Șobolani. Mai mulți șobolani. Nice. Dude, ador când se activează criticala aia de bleed. Mai mulți șobolani. Rat jammers. Numai de ăștia sunt pe aici. Bă, da, ești nesi rău de tot, frate. Acolo văd că e un tunel.
Ah, oh, fuck, Flori. Ah, ok. Ah, grozav, stai că dă cu poison acum, jumătate de oră în continuu. Ceva pe aici? O să mă întorc la florile alea după ce mai scade poison. Oh, Limax. Poate n-ar trebui să mă agic cu ei. Oleo, groapă! Progress! Oh, what the fuck? Jesus! Oh my god! Oh god! Oh Jesus! No! Oh. I am. Dude, that's fucked up. Ok, cineva și-a cumpărat motor? Te văd mânuțele. Ideea e că dacă pot să o ocolesc. Ok, n-a răsărit. Easy. Oh! Dung Eater! Ce faci, bro? I've been here long enough. Pleacă de aici. I will kill again and defile each corpse with care. Just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed along with their children. What the fuck? And their children's children. What the fuck? For all time to come. I will kill again and defile each corpse with care. Dar de ce nu dai capul de perete, though? Just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed along with their children and their children's children for all. Mă gândesc că ar trebui să-l omor acum, nu? Adică Dung Eater din round table mi-a cerut să-l omor. Ok, văd că nu-i pasă. Woo! Vai de viața mea. Mamă, ce stun lock are. Let's go. Oh, a luat setul. Sword of Milos. El mi-a zis, mi-a zis cel din round table să vin să-l omor pe ăsta. Asta am făcut. Wow. Ce great sword. Ah, nu se scalează cu arc.